Îmi permiteți, vă rog, să salut prezența la această importantă întâlnire a Ministrului Agriculturii, doamna Georgeta Mincu, colega noastră, doamna Iva, cu care am discutat atât de amabil. Îmi cer scuze pentru engleza mea, mais je parle couramment français et nous étions de bons conversateurs. Alors, onorată asistență, doamna ministru, salutăm în sala Azurie Academiei de Știință lucrările acestui cluster Danube S3, cooperare transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării. Domnul ministru, pentru noi toți este foarte important crearea clusterelor de acest gen, pentru că dezvoltarea în continuare a complexului agroalimentar al Republicii Moldova și nu numai, și a țărilor riverane Mării Negre, cere ca noi să consolidăm potențialul existent științific și de producere, inovațional și de ce nu de alte caractere, să mult necesare acestei activități pentru a soluționa în termeni mai reduși și cu cheltuieli mai mici importante probleme din complexul agroindustrial al regiunii Dunărene. De la Carpați până la Dunăre, onorată asistență, agricultura cere o implementare a inovărilor de ultima oră, a realizărilor progresului tehnico-științific din țările cu agricultură sustenabilă, cu rezultate palpabile în domeniul transferului tehnologic a inovărilor, asta vreau să spun. Pentru noi este foarte important ca rezultatul activităților noastre din cercetare, inovare, dezvoltare să fie implementate în economia națională a țărilor participante și de ce nu, în primul rând a Republicii Moldova. Doamna ministru ne-a primit recent cu ex-ministru agriculturii de președintele Academiei Agricole și Silvice din România, academicianul Valeriu Tabără, și noi am înțeles foarte bine că avem multiple probleme comune. Iar acest cluster dunărean este și chemat să soluționeze, să dinamizeze soluționarea acestor probleme. Pentru mine este foarte important să subliniez, așa s-o cot eu, onorată asistență, că obiectivele acestui proiect țin de lucruri foarte importante. Să genereze o schimbare semnificativă prin dezvoltarea strategiei și programului Danube. Exploatarea legăturilor dintre domeniile de specializare, despre care numai ce am vorbit. Strategia va testa 5 inițiative pilot. Este un deziderat foarte important. Proiectul va permite clusterelor și regiunilor participante să reunească potențialul, lucru pe care l-am subliniat numai ce. Ne bucură formularea și importanța rezultatelor preconizate. O mai bună cooperare, o dezvoltare a două instrumente de inovare pentru a permite în continuare punerea în aplicare a 5 inițiative pilot regionale. Inițiativele se vor conduce la generarea 15 acorduri în orată asistență. Doamnă ministru, mie îmi pare că aceste deziderate, aceste lucruri prevăzute țin foarte multe de necesitățile regiunii noastre dunărene și nouă ne rămâne să vă dorim tuturora onorată asistență, succes în realizarea acestei importante conferințe, să-i spunem.
Doamna ministru, vă rog frumos să aveți cuvântul. Poftiți, vă rog. Doamna ministru Georgeta Mincu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului din Republica Moldova. Poftiți. Bună ziua, stimați oaspeți, bună ziua. Salutăm și reprezentantul delegației Uniunii Europene, doamna Stamenova. Îmi face o deosebită plăcere să revin pe platforma cooperării transfrontaliere, pentru că înainte de a veni în postul de ministru am participat în foarte multe programe de cooperare transfrontalieră, la scrierea acestor programe, la implementarea acestor programe. Știu cât de important este să consolidăm cooperarea la nivel regional, mai mult ca atât să facem ca toți actorii, și mă bucur că avem în sală și reprezentanții sectorului privat, ONG-uri, academicieni, deci experți, consultanți, reprezentanții ai autorităților publice. Este foarte important să dezvoltăm aceste rețele de cunoștințe. Noi suntem deschiși pentru că la moment suntem în exercițiu de actualizare a strategiei de dezvoltare regională a țării. Inclusiv avem pe rol elaborarea mai multor programe naționale de dezvoltare sectorială în care dorim să atragem inovații, pe care dorim să le dezvoltăm în baza celor mai bune practici regionale. De aceea sunt împreună cu colegii mei de la Minister să vă aducem acele momente pe care le-am trasat ca obiective și priorități în următorul an, dar nu mai puțin important să învățăm de la participanții în agenda de astăzi care sunt experiențele altor țări și cum putem noi, unii de la alții, să facem ca economia să fie mai eficientă, mai cooperantă. Și este foarte important că există instrumente de dezvoltare transfrontalieră cu suportul Uniunii Europene care fac posibilă această cooperare, care fac posibilă interacțiunea și dezvoltarea clusterelor pe dimensiunile economice. Eu îmi doresc foarte mult ca partenerul acestui proiect să facă o listă a tuturor tehnologiilor disponibile în acest cluster și să vină la minister și împreună să facem această listă și tehnologii disponibile tuturor agenților economici sau cel puțin celor 40 de asociații din domeniul sectorului real, cu care noi lucrăm intens. Astfel vom asigura ca tehnologiile și standardele care se dezvoltă în asemenea clustere sunt aplicabile și în Republica Moldova și în felul acesta vom putea accesa state în acest domeniu. Da, e bine. Avem persoane și actori care sunt cointeresați în acest domeniu. Și este foarte important, domnul Moraru, să existe o sustenabilitate și să existe o rețea acestui cluster și să facem cooperarea aceasta cât mai durabilă, nu doar prin proiectul acesta, dar să continuăm mai multe proiecte. Ministerul este deschis în a deveni partener în diferite proiecte. Noi avem și fonduri de dezvoltare regională cu care putem participa ca cofinanțare în diferite proiecte, de aceea salutăm cererile dumneavoastră de finanțare pe diferite proiecte care au
la bază o creștere economică, creare de locuri noi și, nu mai puțin important, această creștere și creare de noi locuri de muncă să se bazeze pe inovații și pe tehnologii avansate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna ministru, și vă mulțumim sincer pentru susținerea acestui important proiect și nu numai, doamna ministru, noi știm că aveți o foarte bună atitudine față de activitatea inovațională, transfer tehnologic în agricultură, în industria alimentară, în economia Republicii noastre. Toate realizările noastre, potențialul nostru, onorată asistență, trebuie să fie direcționat doar economiei naționale. S-a trecut timpul cercetărilor academice și publicațiilor doar. E necesar, dar vremea cere ca noi să implementăm ceea ce economia națională cere, agricultura, industria alimentară, microbiologia și alte domenii. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi fericită și fructuoasă în continuare. Onorată asistență, je propose à ma collègue Iva Stamenova, le mot, pour un discours. Et je m'excuse pour mon anglais. Все наши гости имеют возможность участвовать с переводом на русский язык, английский. Пожалуйста, техника и наши специалисты в кабине, они к вашим услугам. Iva, je vous en prie. Merci beaucoup. Thank you very much. Dear Madam Minister, dear Vice President, dear colleagues, it's very interesting for me to participate here in this event. I see many familiar faces, and I'm sure that it will be a very successful conference and a good continuation of this project. As I introduced, my name is Iva Stamenova. I work in the European Union delegation to the Republic of Moldova. So when I was invited today to talk with you, I look at the title of the conference and we talk about cluster support for digital transformation in agri-food sector. And I said, oh my God, we have all the keywords in one sentence. But cluster is a difficult task. Digitalization, transformation, it's not an easy task. And agri-food sector always have and is facing many complex and difficult problems. So actually, this project has a very ambitious task in front of itself. And I congratulate all participating countries. And I understand that you are like 15 countries in this big consortium, which I'm sure at the end will achieve its results. But nevertheless, let's go a bit back. I wanted that we discuss a little bit why clusters are important. Because we always thought that, yes, agricultural sector in Moldova is very important. It contributes, it's the biggest contributor to GDP, it's the main labor force. So we kind of felt very comfortable of, let's say, taking advantage of this position that agricultural sector is a priority for the Republic of Moldova. But nevertheless, the sector needs to meet the challenges of the global markets. And that's why, back in few already years back, for the European Union, the cluster and the cluster formation start to be, let's say, a next step for development. And why it's important? Because strong clusters, they account for more than 54 million jobs. Wages in the strong clusters are over 3% higher than anywhere elsewhere. And 40% of the activities in the emerging industries concentrate in 20% of the regions in Europe. So let's say if we look at the cluster, and we have done this study 1 year back for Moldova, which is the sector that can develop a cluster. It is the agricultural sector. So I think that we should use advantage of this good position that we have in the Republic of Moldova and try to work more in the cluster orientation of the sector to gain all these economies of scale interregionally. But to achieve this, we have a few things to consider. First of all,
we are no longer successful working by alone and by ourselves. So interregional and intersectorial cooperation is a must. Smart use of ICT. It's a new trend in the world. We should use this as an advantage. And skills development, complementarities and synergies. I call this the three preconditions for success. Why regional cooperation is important, and I think all your partners here will salute for this, it's because it breaks regional silos. It mobilizes around common smart specialization strategies. It encourages strategic use of tools and may offer funding opportunities. Because now, if it was not your partners across all these countries that came and invited the Republic of Moldova and you were interested in this, this project would not have happened. If we were not all of you together working for this cluster and smart specialization. There are many tools. I'll be a bit of, now I'm going to cluster my presentation. There are many tools that the European Union offered to its member states, and also it opened its initiatives also to third countries. And this project is one of these. I will not bore you with these details because participating in this project, you're already familiar with this. But I would like to share with you a little bit what we are doing here in the Republic of Moldova. Since 2017-18, already in the Ministry of Economy, and I'm sure they will talk about this a bit later, already the concept of clustering and smart specialization started to be part of the government policy. We, with the support of TAIEX assistance, deployed experts to start developing the methodologies and also the strategic approach of the government who develop tools to support these activities, internationalization and smart specialization. This was, of course, it's work in progress and it still needs a lot of efforts, but it's on its way. Additionally, tomorrow the EU is going to launch a very big project on digital and ICT, which includes also the Republic of Moldova as a beneficiary, where we are going to talk about telecom rules and also broadband development and harmonizing of roaming tariffs across the East with the ENI countries in the East, which creates good opportunities for the businesses, for e-trade and e-commerce. E-skills, e-innovations, e-health. Now, next year, we will launch a new program which will target two cities, Ungern and Kahu, where in the surrounding rural areas, where we will try to test these projects of clustering and smart specialization, to work with the cluster organizations and associations, and to see how this model could link with the European partners and to develop this economy of scale that is so important for development. Now what remains with us, it's the skills development and the continuation of synergy. My appeal, and I'm happy that the minister is here, it's that the sector of agriculture as a fundamental backbone of this economy starts to synergize with other sectors of the economy because the tools are different and are available. It just needs to be more open to all different types of activities. Because the agricultural fund, of course, it's not limitless. We have to take account of this. And therefore, the sector, although a privileged one, but with the hugest potential, should also benefit from other governmental programs run by the Ministry of Economy and ODIHR in particular. So I thank you very much for your attention and for your efforts. And I wish you good luck. And we are here with you to support you in your initiatives. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Stamova. Maintenant, vous en avez une communication importante pour tout le monde, pour toute la présence. Les tendances et les opportunités de la clusterisation en secteur agroalimentaire.
Eu. Je vous en prie, madame. I already talk. You can go to the next. Ah, bon. Bon, d'accord. Alors, on va avancer. Ne grăbim. Eu o să vă rog să respectăm agenda. Ca să dovedească să iei, să preia tribuna toți cei care sunt incluși în această agendă. Я очень хотел попросить извиниться и попросить наших участников, наших выступающих придерживаться нашего регламента с тем, чтобы дать возможности выступить всем, потому что записались практически все по программе. А теперь, пожалуйста, permiteți, vă rog, să ofer cuvântul doamnei Gilda Niculaescu. Prezentarea proiectului Danube S3 Cluster. Poftiți, vă rog, la tribună. Da, vă rog frumos. Înainte de a începe, aș vrea să mulțumim partenerilor noștri. Primul rând, numele meu este Gilda Niculaescu. Reprezint Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, coordonatorul acestui proiect. Aș vrea să mulțumesc, așa cum am mai spus, partenerilor noștri, Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, care ne-au găzduit astăzi aici, dar și Academiei de Științe a Moldovei, care sunt parteneri strategici asociați și care ne-au oferit astăzi posibilitatea de a ține conferința de intermediară a proiectului în această sală foarte frumoasă. Prezentarea proiectului. Acest proiect este finanțat în cadrul programului de cooperare transnațională Dunărea, în cadrul priorității numărul 1, o regiune a Dunării inovativă și responsabilă din punct de vedere social. Proiectul a început anul trecut în luna iulie și va ține până la sfârșitul lunii iunie 2021. Așa cum s-a spus mai devreme, este vorba de un consorțiu destul de mare. Sunt 15 parteneri din 11 țări riverane Dunării, iar bugetul proiectului este de aproape 1.800.000 de euro. Aici avem, practic, o reprezentare a tuturor partenerilor, așa cum discutam și mai devreme, nu avem parteneri doar din Austria și din Republica Cehă, în rest, toate țările riverane Dunării sunt reprezentate. Iar proiectul a plecat, de fapt, de la ideea că, în general, în regiunea Dunării, inovarea este distribuită un pic inegal, astfel încât în partea de vest a Dunării sunt țările care sunt lideri în materie de inovare, în timp ce în partea de est țările, chiar și România și Bulgaria și Republica Moldova, sunt văzute ca un fel de inovator modest. Și atunci acest proiect a plecat de la nevoia de a echilibra acest flux al inovării și, practic, în acest slide aveți principalul obiectiv și anume acela de a echilibra ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în regiunea Dunării prin dezvoltarea unor politici inteligente și mai bine coordonate în materie de inovare în contextul specializării inteligente, totodată de a întări cunoașterea în domeniul managementului inovării și abilitățile și totodată de a promova cooperarea transnațională pentru clusterele care activează în domeniul agroalimentar. Obiectivele specifice se referă la dezvoltarea unor politici și a implementarea unor instrumente, așa cum s-a spus mai devreme, urmează să fie implementate 5 inițiative pilot în 4 teme naționale, de asemenea să dezvoltăm două instrumente inovatoare de evaluare a managementului inovării și să fie furnizat un proiect format din 3 module de instruire în domeniul inovării și de asemenea de a dezvolta niște documente coordonate, cum ar fi strategia de clustere de Danube S3, un program și furnizarea sau organizarea unor evenimente de brokeraj. Ca și rezultate așteptate, practic ne dorim să avem o colaborare mult îmbunătățită.
În acest slide avem practic filozofia programului, cei patru pași pe care i-am derulat în anumite activități deja, și anume, pentru a dezvolta strategia, ne-am propus în primul rând să înțelegem contextul în care performează fiecare țară, astfel încât la acest moment suntem în faza de aproape a finaliza analiza regională a politicilor de clustere, analiză care va sta la baza dezvoltării ulterioare a strategiei. De asemenea, am dezvoltat două audituri de inovare, unul destinat organizațiilor care manageriază clusterele în domeniul agroalimentar, iar celălalt destinat membrilor clusterelor. Și deja am reușit să facem un număr de 201 audituri în toate țările partenere. De asemenea, urmează să testăm și să validăm să dezvoltăm în primul rând și pe urmă să testăm și să validăm cele 5 inițiative pilot și, bineînțeles, în baza acestor pași să elaborăm niște recomandări de politici pentru perioada de programare ulterioară. Aici avem cele 4 work package-uri, pachete de lucru, da? Așa cum am spus, suntem în etapa de a finaliza analiza transnațională. Mâine vom avea, de asemenea, un focus grup de descoperire antreprenorială în domeniul inovării deschise. În luna ianuarie urmează să organizăm un workshop pentru a stabili prioritățile strategiei, urmând ca mai apoi să dezvoltăm un plan de acțiune. În ceea ce privește pachetul de lucru 4, am dezvoltat acele două instrumente de evaluare a managementului inovării, am făcut, cum v-am spus mai devreme, cele 201 audituri și urmează, suntem la faza în care, practic, ne creionăm programul de instruire transnațional, urmând ca inițiativele pilot să aibă loc începând cu anul viitor. Și tot anul viitor, în luna ianuarie, urmează să organizăm și primul workshop de dialog politic cu stakeholderii acestui proiect. Practic, din punct de vedere metodologic, proiectul nostru se bazează pe o metodologie elaborată de Centrul de Cercetare Comun al Comisiei Europene, cel care a venit și a dat și metodologia în întreaga Europa pentru dezvoltarea strategiei de specializare inteligentă. În ceea ce privește cele 4 teme transversale, acestea sunt, în primul rând, analize de piață în clustere și acestea sunt conduse de Institutul Impernasu din Ucraina, modele de afaceri care funcționează în economia circulară și acestea sunt conduse de partenerii noștri din Bosnia-Herțegovina. Anul acesta am avut în luna iunie un focus group pe domeniul mâncării sănătoase care s-a ținut în România, iar așa cum v-am mai spus, mâine vom organiza focus grupul în domeniul inovării deschise în clustere. Totodată v-am spus că urmează să avem și 4 planuri locale de acțiune și aveți deja țările. În ceea ce privește partea de învățare, așa cum am mai spus, este vorba de 2 instrumente de evaluare a inovării. Acestea au fost deja elaborate, auditurile au avut loc, deja suntem la faza în care vom valida raportul transnațional, care totodată, ale cărui concluzii vor fi totodată încorporate în analiza transnațională, iar la momentul acesta partenerul din Ungaria elaborează programul de instruire. Programul de instruire va fi pe tema de dimensiunile, cele 5 dimensiuni ale managementului inovării, iar cursurile vor avea loc în Ucraina, Bosnia-Herțegovina și Moldova. În ceea ce privește modele de afaceri pentru clustere autosustenabile, cursurile vor avea loc în România, Slovacia și Slovenia, iar pe tema internaționalizării și scalării, cursurile vor avea loc în Serbia, Croația și Ungaria. A
Așa cum am mai spus, în baza acestor cursuri vor avea loc niște inițiative pilot. Ele vor și se vor implementa în Ucraina, Croația, Serbia, Slovacia și Moldova. Pentru a îmbunătăți cooperarea clusterelor, se vor organiza și a crește accesul clusterelor la noi piețe, se vor organiza două evenimente de brokeraj în România și Bulgaria și urmează și sperăm ca în urma acestor evenimente de matchmaking să se semneze 15 acorduri de cooperare între clustere. Totodată dorim să creăm și o sinergie cu ecosistemul de inovare din regiunea Dunării. De aceea urmează să organizăm două forumuri de inovare deschisă pentru a crea sinergie atât cu mediul local din fiecare țară, dar și între parteneri, să creăm o rețea de New Best 3 Cluster și ne dorim ca 10 clustere care activează în domeniul industriei agroalimentare să se alăture platformei europene de colaborare între clustere. În ceea ce privește partea de recomandări de politici, așa cum am mai spus, urmează ca în perioada 21-22 ianuarie să se organizeze un prim workshop de policy dialogue. Acesta ar urma să se organizeze Moldova, Ucraina și Bosnia-Herțegovina. Mai apoi vom scrie un raport privind propunerile noastre de îmbunătățire a politicilor de clustere pentru fiecare țară în parte, sperând ca autoritățile naționale să țină seama de ele și să elaborăm un program coordonat de colaborare între clusterele din zona dunăreană ce activează în domeniul agroalimentar. Ceea ce privește audiența proiectului nostru, noi ne adresăm componenților quadruplu helix, adică în primul și în primul rând întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor de sprijin ale afacerilor, clusterelor, ONG-urilor, mediului academic și de cercetare și autorităților publice regionale și naționale și nu în ultimul rând reprezentanților societății civile, prin acestea înțelegând în special asociațiile de consumatori, pentru că practic toată lumea vrea ca produsul să ajungă pe piață și să fie vândut. Aici sunt practic toate realizările pe care ni le-am propus și sunt foarte mândră de parteneri că am avut acest output de 200 de audituri, chiar și ofițerul nostru de proiect ne-a spus că este un output foarte ambițios, dar sunt mândră că anul acesta am reușit și l-am atins și chiar l-am depășit. Iar în ceea ce privește monitorizarea, suntem pe calea cea bună, avem analiza, strategia, deci suntem, să spunem, la timp cu toate outputurile. Acesta a fost prezentarea proiectului. Dacă există întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, vă mulțumim. Onorată asistență, avansăm în programul nostru. După doamna Niculescu, ofer cuvântul Dianei Coșalâc. Doamna Diana este, da? Poftiți, vă rog, poftiți. Mulțumesc. Da, este. Bună ziua tuturor. Până eu deschid prezentarea, vreau să vă zic că astăzi sunt în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre politicile și cadrul legal național, relevant susținerii sectorului agroindustrial. Și când am să vorbesc despre sectorul agroindustrial, vorbesc și despre creșterea nivelului de trai în mediul rural, anume dezvoltarea sectorului sau satelor noastre. Ca să știți că dezvoltarea agriculturii se regăsește ca priorități în mai multe acte aprobate la nivel național, între care programul de activitate a Guvernului, obiectivele de dezvoltare durabilă, strategia națională 2030, care încă este în fază de proiect, dar agricultura este o prioritate în aceasta, strategia națională de dezvoltare agriculturii și mediul rural, strategie sectorială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și foaie de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova.
Sigur că agricultura se intersectează cu alte ramuri conexele acestea, cu politici naționale de sănătate, cu ocuparea forței de muncă, fiindcă atunci când creăm afaceri în agricultură, sigur că acestea generează venituri, locuri de muncă, cu reintegrarea cetățenilor reîntorși peste hotare, cu măsuri anticorupție și promovarea drepturile omului, cu protecția consumatorului, ceva mai nou, ultimul timp se pune accentul pe dezvoltarea turismului, sigur că asigurarea securității și siguranței alimentelor. Cadrul normativ național ce reglementează susținerea afacerilor în agricultură și mediul rural îl putem diversifica în două modalități, prin aprobarea legilor de către Parlamentul Republicii Moldova și reglementarea acestora prin hotărâri de guvern. La nivel de legi, să știți că suntem, cred, cei mai bine pregătiți. Avem foarte multe legi ce reglementează susținerea sectorului agricol, inclusiv pe domenii. Avem articole separate în lege unde reglementează susținerea acestor ramuri, cum ar fi în domeniul pomiculturii, avem articol separat care reflectează modalitatea de susținere a acestor, avem legea viei și vinului, legea zootehniei, foarte multe legi care sunt aprobate încă începând cu anul 1995 și revizuite periodic. Mai nou avem o lege ce reglementează expres principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural. Avem o lege expres care ne reglementează asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură. Mai nou, legea de susținere a grupurilor de producători, precum și avem o mulțime de acorduri semnate de către Guvernul Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, care ne permit să implementăm diverse tipuri de proiecte de atragere asistenței externe. La nivel de hotărâri de guvern, sigur că cu toții cunoaștem despre acel Fond Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, care este cel mai mare fond la nivel național, care îl gestionează Ministerul Agriculturii împreună cu Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, care se clasifică ca subvenții post-investiționale și subvenții în avans. Principalii actori care contribuie la susținerea sectorului agroindustrial, deci avem Ministerul Lider, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care sigur că activează în strânsă legătură cu Ministerul Finanțelor. După cum am vorbit, ca structura statului este Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, care gestionează acel Fond Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, care în acest an a atins o sumă record de 950 milioane de lei. Și sigur că avem foarte multe unități de implementare a proiectelor sau proiecte care acordă asistență externă pentru susținerea agriculturii și eu am dat aici doar câteva, cum avem Livada Moldovei, proiect finanțat de către BI, Banca Europeană pentru Investiții, avem proiectul Dezvoltarea Agriculturii Competitive finanțată de către Banca Mondială, avem bine cunoscutele proiectelor IFAD, avem proiectele care sunt implementate de către ODIM și avem și suportul companiilor de consultanță care gestionează foarte multe proiecte micuți, mai mici sau de asistență financiară și asistență tehnică pentru agricultori. Pe rând am să vorbesc foarte scurt despre cele proiecte care vi le-am spus. N-am să vorbesc tot ce este pe slide, pentru că este foarte mult. Această prezentare o să rămână în arhivă aici și o să puteți o ia fiecare care o să dorească. Acel Fond Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural. După cum v-am spus, sunt două modalități de susținere a agricultorilor. Una prin proiecte post-investiționale, se face din sursele bugetului de stat. O putem spune cu mândrie că în anii anteriori am avut și suportul Uniunii Europene în implementarea acestui fond. Scopul programului, sigur că este să susținem și să modernizăm sectorul agroindustrial și să dezvoltăm zonele rurale. Beneficiarii sunt producătorii agricoli care sunt înregistrați sub formă de entitate economică, indiferent de ce tip de formă organizatorică juridică, doar că să fie înregistrați legal. Sunt eligibile subvenționării foarte multe domenii. Dacă să le enumăr pe toate, începând cu
crearea de sau protejarea, creșterea legumilor și fructelor pe teren protejat până la serviciile de consultanță. Îmbunătățim și modernizăm sectorul zootehnic, procesarea producției, asigurăm prin susținerea din partea statului cu tehnic și echipament modern, echipamente de irigare, mai nou echipamente de protecție a plantațiilor multianuale, antigrindină, antiploaie, suporturile, înființarea de plantații multianuale cu soiurile solicitate pe piețele locale și internaționale și alte tipuri de domenii eligibile. Suma subvenției variază de la o măsură la alta, dar într-un an de subvenționare un producător agricol poate să beneficieze până la 5 milioane de lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea investiției. O altă modalitate de susținere de către fondul de subvenționare sunt subvențiile în avans, un proiect care este în derulare de un an de zile, un proiect îl considerăm foarte bine implementat și așteptat de către producători. Ca informație care nu este pe slide, timp de un an de zile de la implementare avem depuse 103 dosare de solicitare acestui sprijin, 74 fiind deja selectate de către Comisia de Evaluare și Selecție, 59 finanțate, prima tranșă, 9 finalizate. Deci, conform regulamentului, un proiect de subvenție în avans pentru implementarea acesteia durează de la 3 luni până la 24 de luni. Ne dăm cu toții seama, fiind într-un an de implementare, foarte multe dintre aceste proiecte încă sunt în fază de implementare, dar 9 sunt finalizate. Beneficiarii acestui tip de schemă de plată sunt doar tinerii fermieri și femeile ce se lansează pentru prima dată în agricultură. Subvenția constituie 65% din valoarea investiției sau până la 650.000 de lei, dar valoarea investiției nu poate depăși 1 milion de lei. Avem și câteva domenii eligibile în acest sens, și anume creșterea fructelor și legumelor pe teren protejat, dezvoltarea sectorului horticol, dezvoltarea sectorului zootehnic și sigur că investițiile în prelucrarea și procesarea producției agricole. Un alt domeniu sau un alt proiect care acordă asistență financiară producătorilor agricole este Livada Moldovei, finanțat de către Banca Europeană pentru Investiții. Aceștia acordă leasing și credit preferențial pentru potențialii beneficiari. Ca scop al programului este să fie revitalizată și adresată sectorul horticol. Beneficiarii acestor tip de sprijin financiar sunt întreprinderile din sectorul horticol, inclusiv cele de procesare, întreprinderile pepiniere, întreprinderi conexe sectorului horticol, cele care nu doar produc produse, fructe sau legume, dar și cei ce pregătesc ambalajul pentru echiparea acestora, instituțiile de învățământ din profil, inclusiv și dotarea laboratoarelor cu cele necesare pentru a identifica calitatea producției horticole. Ca domenii sunt toate tipurile de utilaje destinate pentru producerea și prelucrarea produselor horticole. Suma creditului variază de la 5.000 până la 5 milioane de euro, dar nu poate depăși mai mult de 50% din suma totală a investițiilor care dorește să le efectueze acel producător agricol. Deci este un proiect masiv, care ultimul timp sunt foarte multe solicitări și chiar dacă un producător a solicitat acest tip de, sau a beneficiat de acest tip de asistență externă, el o poate realiza și următorul an după ce a finalizat micul său proiect. Agricultura competitivă în Moldova este cel proiect care susține formarea grupurilor de producători, grupuri de producători anume din sectorul horticol și sectorul zootehnic pe segmentul lapte și miere. Acest proiect oferă granturi până la 350.000 de dolari SUA per un grup de producători, dar trebuie să la sigur că acest grup de producători să vină cu o contribuție proprie de 50%. În cazul în care grupul vine cu 200.000 dolari, atunci și proiectul vine cu 200.000 dolari. Trebuie să fie cota parte echivalentă.
Grupuri de producători, probabil cu toții cunoaștem, sau pentru oaspeții noștri sunt cei producători agricoli care binevol se asociază într-un grup. Este necesar să fie 5 membri care să producă produse omogene și să comercializeze producția și să activeze prin intermediul grupului creat. Apropo, grupurile de producători sunt susținute și din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural prin compensarea producției vândute prin intermediul grupului. În primul an de activitate a grupului, statul rambursează 5% din valoarea producției comercializate prin grup și în descreștere 5 ani de zile pot beneficia de acest sprijin. Ca date statistice, în prezent în Republică avem 36 de grupuri funcționale și viabile, care au fost create inclusiv cu suportul acestui program. Alt proiect finanțat de către IFAD, deci cu toții știm IFAD din Italia, este proiectul de reziliență rurală. Tipul finanțărilor sunt granturi și credite preferențiale, care contribuie la îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și contribuie la reducerea sărăciei. Ca beneficiari sunt entități economice, inclusiv persoane fizice, dar și autoritățile administrației publice locale. Probabil cu toții cunoaștem că acest proiect a avut un mare succes în rândul autorităților publice locale, unde aceste autorități au putut să-și dezvolte propria infrastructură, dar și producătorii agricoli care au efectuat investiții anume pe segmentul de schimbări climatice, crearea celor fâșii de protecție, dar și perdele de protecție care au fost dezvoltate în ultimul timp. Suma creditului și a grantului variază în dependență de investiția și valoarea acestei care urmează a fi realizată. Un alt proiect care a demarat undeva 2 ani de zile și mai este viabil și în prezent este un proiect finanțat de USAID, proiectul Agricultura Performantă în Moldova, care oferă subvenții și granturi, anume în agricultură. Scopul acestui program este de a dezvolta sectorul agricol pentru a impulsiona creșterea economică și schimbările în localitățile rurale. Beneficiarii sigur că sunt antreprenorii din agricultură, și ca domenii eligibile sunt susținerea sau producerea fructelor, inclusiv a strugurilor, legumelor cultivate în seră și în câmp deschis, precum pomușoarele, din sectorul zootehnic, producerea mierii. Iarăși în acest proiect, suma grantului, subvențiilor, variază de la proiectul investițional de la caz la caz. Sigur că cunoaștem cu toții că avem o linie de granturi oferită prin EU4Business de către BERT. Tipul investiții sunt credite preferențiale, granturi, subvenții. De ce și subvenții? Fiindcă la finalizarea acestui proiect solicitantul sau acel ce aplică la acest proiect poate beneficia și de oportune de subvenții rambursate. Scopul programului este de a dezvolta mediul de afaceri în sectorul agricol. Ca domenii eligibile sunt achiziționarea de mașini și tehnică agricolă, echipamente, utilaje, echipamente de păstrare și prelucrare a producției, creșterea animalelor, inclusiv echipamente pentru laboratoare. Vedeam că atât BEI-ul, Banca Europeană pentru Investiții, cât și BERD-ul acordă surse financiare pentru a ne dezvolta laboratoarele ce să identifice calitatea producției. Suma creditului variază, dar un solicitant nu poate beneficia mai mult de 3 milioane de euro, deci o sumă impunătoare pentru a dezvolta și moderniza un laborator. Grantul poate fi până la 15% din suma creditului acordat. Cunoaștem probabil cu toții că este programul care din anul 2002 dezvoltă sectorul agricol și anume proiectul 2KR care oferă tehnică agricolă pentru fermierii neprivilegiați. Este un proiect care vine cu o porțiune de grant și leasing preferențial. Anume zic ca grant fiindcă producătorii agricoli au posibilitatea să-și procure în rate tehnică agricolă cu o dobândă zero.
beneficiari sunt antreprenori agricoli, își procură tehnică și echipamente agricole, inclusiv sisteme de irigare. De ceva timp, dumnealor au adus și sisteme de irigare pentru agricultori și iarăși suma creditului variază în funcție de echipamentul procurat și perioada de rate care urmează a fi achitată de către producător. Am să mă refer foarte scurt și la ODIM, fiindcă dumnealor tot ne oferă suport agricultorilor. Dumnealor au de la granturi, subvenții, cât și garanții bancare prin fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Scopul acestora este de a dezvolta întreprinderile mici și mijlocii, precum și a garanta creditele acestora. Ne referim la segmentul agricultură, fiindcă dumnealor oferă un spectru mai larg și au mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi pare 1 plus 1, atunci când se vine cu finanțare din ambele părți, femei în afaceri, startup-uri pentru tineri, incubatoare de afaceri, precum și acel fond de garantare a creditelor care v-am spus. Suma suportului iarăși variază în funcție de domeniul care este accesat, de porțiunea de grant care este acordată pentru tineri, instruiri, toate cele necesare. Am în slide-ul anterior, mai anterior, care l-am arătat despre partenerii noștri, era și companiile de consultanță. Să știți că din anul 2017, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului selectează pentru producători agricoli companii de consultanță care să-i ajute în perfectarea dosarelor de solicitare a sprijinilor financiare, de instruiri, în ghidare pentru ca aceștia să poată accesa mai ușor surse financiare. Dacă în anul 2017 Ministerul a selectat 7 companii de consultanță, în anul 2019 avem o listă de 15 companii de consultanță care prestează astfel de servicii. Lista acestora o puteți găsi atât pe site-ul Ministerului, cât și pe site-ul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, cu date de contact, ca să puteți cunoaște cei ce pot ghida producătorii. Pentru perioada imediat următoare, a spus și doamna ministră, sunt propuse niște, să zicem, soluții imediat care urmează a fi implementate. Ca politici noi, urmează a fi implementate noi măsuri de dezvoltare rurală. Vor fi 3 măsuri noi de susținere din partea statului. Primele 2, și anume îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale și renovarea și dezvoltarea localităților rurale, solicitanții de aceste tipuri de subvenții în avans vor fi autoritățile publice locale, unde acele autorități vor putea beneficia sau prezenta proiecte în sumă de până la 3 milioane de lei cu cofinanțarea sa de doar 20%, cu 80% va veni statul pentru a dezvolta localități rurale. Și a treia măsură, care urmează a fi de asemenea subvenție în avans, este diversificarea economiei rurale prin activitățile non-agricole. Aici solicitanți vor fi acei antreprenori care își dezvolta activitățile non-agricole sau conexie sectorului agricol. De asemenea, în perioada imediat următoare urmează a fi revizuită politica de subvenționare prin acel Fond Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural pentru a fi pus accentul pe subvenționarea plantațiilor multianuale cu soiuri solicitate, piața locală și internațională, pentru a promova producția, a găsi mecanisme de promovare a producției autohtone, pentru a fi îmbunătățit acel pachet de asigurare a riscurilor în agricultură, pentru a găsi mecanisme și a îmbunătăți și a încuraja asocierea grupurilor de producători, precum și a elabora o nouă schemă de plată, cum ne reglementează legislația în domeniu, cele plăți directe la hectar mult așteptate de către producători. Sigur că și proiecte de asistență externă sunt în proces de negociere. Urmează sau suntem pe o fază finală de implementarea, de semnarea unui nou acord, îmbunătățirea capacităților pentru transferul în zonele rurale acelui FAD 8, care urmează să vină în Republica Moldova.
un nou proiect de dezvoltare a sectorului zootehnic care urmează finanțat de Banca Mondială, construcția acel centru agroalimentar Chișinău care este acceptul băncii europene pentru investiții, dar și să extindem acel program INPART, finanțat de Uniunea Europeană, care l-am implementat a cursul la 3 ani de zile. Cu cele menționate, vreau să vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți careva întrebări la mine, sunt deschisă să vă răspund. Vă mulțumim, vă mulțumim. Da. O prezentare foarte interesantă, utilă, onorată asistență, fiindcă mai avem câteva minute. Noi cunoaștem multiple proiecte care au fost realizate și se realizează cu succes în Republica Moldova și nu numai, în tot spațiul danubian și sigur că noi apreciem foarte mult susținerea pe care a primit-o sectorul vitivinicol de la filiera vinului. Noi simțim foarte mult acea susținere pe care ne oferă livada Moldovei. Noi am creat în sfârșit un Wines of Moldova care ne permite să ieșim pe piețele mondiale cu o marcă națională, cu un brand național și putem să continuăm lista acestor foarte importante susțineri, proiecte care s-au realizat sau se realizează în Republica Moldova, în primul rând în sectorul agroalimentar, în susținerea micilor producători și așa mai departe. Eu am văzut în comunicarea doamnei Coșalăc Diana consolidarea terenurilor agricole, care este o problemă foarte importantă pentru Republica Moldova. Noi avem multiple raioane unde terenurile agricole ale fostelor gospodării s-au parcializat. Aceste parcele nu pot permite implementarea tehnologiilor avansate și sigur că viitoarele proiecte ar aduce un aport considerabil la soluționarea acestei probleme. Este de nedorit faptul că pe traseul turistic Chișinău, Poiana, Mănăstirea Curchi și așa mai departe, multiple terenuri sunt parcializate, prelucrate sau neprelucrate. Noi nu putem să ne permitem în Republica Moldova ca această bogăție dată de Dumnezeu să nu fie valorificată. Cum putem trăi noi bine dacă nu prelucrăm prin tehnologii moderne bogăția noastră, pământul? Un alt punct al proiectului doamnei Coșalăc, care ne interesează foarte mult, agricultura ecologică. Sigur că struguri ecologici putem vinde pe piața europeană mult mai mult decât realizăm pe piața din răsărit, Rusia, Belorusia, Ucraina, Kazahstan. Și aici, sigur că avem probleme. De exemplu, un tânăr cultivă mure, altul în albia râului Răut produce morcovi ecologici la 5-8 hectare de morcovi și la 3-4 hectare de mure. Sigur că certificarea acestei producții este foarte costisitoare. Nu se poate admite ca organismele europene să ceară pentru certificare prețuri exagerate. Atunci cel care a vândut morcov în Germania sau în Olanda nu mai poate acoperi cheltuielile și vine și ne spune cum procedăm. E o problemă și trebuie să o soluționăm. Noi trebuie să susținem micii și producători și cei mijlocii, să dăm de lucru, să-i reținem în țară pe cei care vor să se ocupe cu complexul agroalimentar. Mersi frumos! Acum, la cele menționate, avansăm mai departe. Colegul nostru, Constantin Țurcan. Poftiți, vă rog, domnul Țurcan. Aveți tribuna. Vă rog.
Bună ziua, stimați colegi! Intervenția mea o să țină de politicile de stat, dezvoltare, de susținere și dezvoltare a clusterizării, a clusterilor în Republica Moldova. În acest sens, menționez în acest sens, documentele de politici care pot fi menționate, ce includ acțiunile de promovare a dezvoltării claselor în Republica Moldova, sunt strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, strategia națională de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor până în anul 2020, Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. Concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial este formulată și aprobată în Republica Moldova către anul 2013 ca răspuns al autorităților publice și instituțiilor publice la problema descreșterii activității industriale și scăderea ponderii acesteia în PIB-ul țării. Înregistrat din anul 2001 până în anul 2011. Și în acest sens a fost definită problema la acea etapă printr-o serie de analize și rapoarte elaborate de Ministerul Economiei, Institutul de Economie, Finanță și Statistică, Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. Și în temeiul acestor documente au fost identificate cauzele principale care influențează negativ asupra dezvoltării întreprinderilor, cum ar fi nivelul scăzut de asociere a întreprinderilor atât mari cât și din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul ramurilor industriale, fapt ce frânează promovarea intereselor întreprinderilor de ramură, lipsa cooperării dintre întreprinderi și instituțiile de cercetare și inovare, ce conduce la insuficiența implementării inovațiilor și transferului tehnologic în sectorul real, lipsa cooperării dintre întreprinderile și instituțiile educaționale, ce cauzează asigurarea insuficientă a întreprinderilor cu forță de muncă calificată necesară, schimbul limitat de informații în mediul de afaceri, ca rezultat al lipsei încrederii dintre partenerii atât autohtoni cât și cei străini, relațiile de parteneriat slab dezvoltate între mediul de afaceri și autoritățile publice locale din cauza lipsei încrederii din partea antreprenorilor și cauzat de birocrație în cadrul instituțiilor autorităților publice, insuficiența resurselor financiare proprii și dobânzile înalte la creditare. Obiectivul principal al politicii de stat de susținere a dezvoltării clusteriale constă în intensificarea dezvoltării ramurilor industriale și creșterea ponderii acestora în economia națională prin consolidarea eforturilor manageriale și organizatorice, susținerea procesului inovațional și sporirea competitivității întreprinderilor. Obiectivele generale ale politicii de stat de susținere a dezvoltării clusteriale a sectoarelor industriale sunt dezvoltarea ramurilor industriale, dezvoltarea economică a regiunilor țării, consolidarea cooperării dintre întreprinderile și instituțiile academice și educaționale, dezvoltarea științei și educației, dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, accelerarea proceselor de elaborare și implementare a inovațiilor în sectorul real, creșterea nivelului de calificare a angajaților implicați în activitățile industriale, consolidarea comunităților de afaceri, dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre mediul de afaceri și autoritățile publice centrale. Documentele de politici care sunt valabile sau sunt actuale
determină următoarele ramuri industriale cu cel mai înalt potențial pentru dezvoltarea clusterială. Astfel putem menționa industria automotivă, industria alimentară, fabricarea producției textile, îmbrăcăminte și încălțăminte, fabricarea mobilei, industria produselor din minerale non-metalice și cauciuc, industria chimică și articolelor din plastic. Dacă să analizăm acțiunile autorităților și instituțiilor publice în perioada din 2011 până în 2018, acestea au acoperit practic toate componentele primei etape de susținere a dezvoltării clusteriale în Republica Moldova, dacă vorbim în termenii concepției. Astfel a fost recunoscut noțiunea de cluster prin legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, a fost definită concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial, a fost desfășurate în scopul promovării în societate a conceptului de cluster, au fost desfășurate o serie de mese rotunde prin care au fost arătate experiențele altor țări, inclusiv au fost desfășurate mese rotunde în cadrul cărora au fost prezentate autorităților publice locale, instituțiilor de suport pentru mediul de afaceri și, propriu-zis, mediului de afaceri, beneficiile clusterizării. A fost promovat în cadrul diverselor evenimente ideea asocierii MMI-urilor în cluster și a fost diseminat informații despre platforma clustercollaboration.eu. Totodată au fost elaborate o serie de analize, printre care putem menționa analiza economică a sectorului industrial la nivel regional și național în vederea dezvoltării politicii statului în domeniul clusterial. A fost elaborat proiectul conceptului de cluster și metodologie de dezvoltare a clusterilor. A fost elaborat ghidul metodic de creare și organizare a clusterilor în Republica Moldova. Totodată, prin intermediul instrumentului TAIEX, au fost desfășurate o serie de workshop-uri în Republica Moldova, a fost elaborată o hartă în baza cărei au fost identificate aproximativ 22 de inițiative de cluster în Republica Moldova și în cadrul urmării implementării acestui proiect a fost semnat acordul de creare a clusterului regional creativ în Cahul și clusterului textil în Soroca. Totodată este pe punct de a fi lansat și un cluster în Nisporeni. Dacă să vorbim în termeni politicii de stat pentru perioada următoare, imediat următoare, putem menționa următoarele acțiuni: derularea negocierilor strategice în vederea atragerii în Republica Moldova a companiilor internaționale de mărimi medii și mari cu capacități de generare a noilor lanțuri tehnologice și crearea a clusterilor inovaționale, susținerea procesului de creare și dezvoltare a clusterilor alături de zonele economice libere, parcurilor industriale, ca instrument de atragere a investițiilor și promovare a exportului. Susținerea procesului de instituire a clusterilor orientate spre export la nivel de sectoare prioritare. Sporirea numărului de clustere științifico-tehnologice și realizarea proiectelor comune în cadrul clusterilor științifico-tehnologice. Dacă să vorbim în termeni financiari, deci guvernul este în proces de
Ministerul Economiei și Infrastructurii este în proces de elaborare a proiectului de hotărâre de guvern care urmează să aprobe programul de facilitare a grupării IMM-urilor în clustere, un program care este elaborat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor, Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Și pentru următorii 3 ani sunt planificați aproximativ 16,5 milioane lei pentru implementarea acestui program. Un aspect care la fel vreau să-l menționez, majoritatea documentelor strategice care prevăd acțiuni de promovare și susținerea dezvoltării clusterelor practic finalizează în anul 2020, deci în anul viitor Ministerul Economiei va demara un proces de elaborare a următoarelor documente strategice în care vor fi prevăzute abordări noi privind dezvoltarea și susținerea claselor în Republica Moldova. Noi vă mulțumim. Vă mulțumim pentru prezentarea atât de concentrată și încă o dată subliniem marea importanță a realizării CBTM-ului, un program național, un program de stat foarte important, marea importanță a susținerii întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova și de ce nu și în alte țări riverane Dunării. Vă mulțumim frumos, onorată asistență, rog să nu ieșim din agenda. Următorii raportori vor respecta strict agenda ca să putem oferi cuvântul și celor care s-au înscris. Попросили слово господин Диденко, господин Лидман и другие. Поэтому я очень попрошу, чтобы все соблюдали строго... Скузать, ворог, ворбескал им баромына к традукаторе, мне факт обсервации. Да. Акума вы инвитем на кофе-брейк 20 de минут. Pentru operativitate. Rog să respectăm agenda. Am fost bucuros și eu și colegii noștri să ne cunoaștem mai de aproape. Este foarte important pentru a continua activitățile în cadrul multiplelor clustere din zona Dunării, Europei de răsărit, ce nu, proiecte internaționale, transfrontaliere. Onorată asistență, continuăm lucrările noastre. În agenda noastră figurează următorii noștri colegi. Avem agenda, așa. În locul domnului Andrei Cușcă, doamna Ciela, vă rog frumos, totul e gata, da, vă ascultăm cu atenție. Poftiți-o! Bună ziua, onorată asistență, mă bucur să vă salut la acest eveniment important din regiune pentru Republica Moldova. În primul rând vreau să mă prezint, sunt Oxana Rusanovski, sunt de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, sunt responsabilă de politicile în domeniul tehnologiei informației, de fapt fostul Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Astăzi prezentarea mea se va axa pe ecosistemul IT din Republica Moldova și mai detaliat vedeți în prezentare, cu tot respectul să vorbesc în limba română, prezentarea mea este în limba engleză, sper că o să fie pe înțelesul tuturor. Doamna Oxana Rusanovski, poftiți, vă rog, poftiți. Da. Mulțumesc. Așa, în primul rând țin să mulțumesc pentru această invitație și o să vorbesc despre politicile noastre la moment care sunt eligibile și care sunt practice și au adus careva rezultate pe parcursul ultimilor ani în vederea implementării acestora. În primul rând este evident strategia națională Moldova Digital 2020,
care pe orizontală dezvoltă și alte subsectoare. Evident că aș vorbi aici despre alte proiecte diverse în acest domeniu, dar și proiectul agroalimentar, fiindcă este tematica acestui eveniment. O altă strategie care a pus bazele dezvoltării ecosistemului din Republica Moldova este strategia de dezvoltare a industriei IT și a inovației digitale. Este pe următorii 5 ani și ea se bazează pe dezvoltarea industriei în diverse domenii. Ceea ce pot să zic suplimentar despre realizările noastre în această direcție, de asemenea, este legea privind parcurile IT. Nu pot să nu o menționez și nu pot să fac referință la acest sistem virtual și model de taxă de 7% care este operat în regim virtual. Avem o lege care este aplicabilă întreg sistemului IT din Republica Moldova, dar și inclusiv sunt eligibile și alte companii de peste hotare, poate să aplice la acest sistem. În anul precedent a fost extinsă lista cu activitățile eligibile pentru a intra în parcul IT. Aici a fost pus accent pe software, pe design, pe grafică, pe proiecte educaționale și evident că dacă sunt careva proiecte care au o tangență și cu sistemul agroalimentar, dar cu utilizarea componentelor TIC, evident că 70% este IT, atunci sunteți eligibili pentru a aplica în acest sistem virtual de parc IT. Începând cu 1 ianuarie 2018 a început să funcționeze acest parc. La moment avem deja 500 de rezidenți, 470, dar recent a primit a 500 de rezidenți IT certificatul de rezident. Avem deja înregistrate 122 de companii internaționale din diverse state, din 28 de state. Așa. Aproximativ 8500 de angajați IT profesioniști. Deja sectorul, sau deja putem să spunem că în ultimul an a ajuns la creștere de 2 milioane de lei operațiunile în anul trecut și anul curent. Ceea ce a fost prognozat pentru anul curent deja a fost realizat. Pot să zic că un lucru important pentru acest domeniu și pentru acest parc IT este că oferă regim foarte flexibil, o raportare foarte, foarte ușoară pentru companii. Nu sunt atât de multe raportări ca pentru companiile care lucrează în regim general. Pot să zic că lucrează în jur de 8.000 de angajați și volumul prognozat de vânzări este undeva la 2,8 miliarde lei pentru anul curent, ceea ce deja este depășit în semestrul 1. Avem 81% export și 19% vânzări locale. Aici trebuie să mai lucrăm pentru a extinde lista vânzărilor locale și companiile care urmează să-și dezvolte servicii IT pe teritoriul Republicii Moldova și să le comercializeze respectiv în acest spațiu. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc despre câteva componente care cumva ajută la dezvoltarea ecosistemului în Republica Moldova și cu ajutorul companiilor private și a partenerilor de dezvoltare, precum și a instituțiilor publice. Am reușit să creăm careva proiecte comune, deja care sunt
care au rezultate evidente și care ne permit să ajungem la un alt nivel de dezvoltare a industriei în Republica Moldova. Este creat Centrul Techfil, Centrul de Excelență în IT, care pune accent pe resursa umană și evident că aici, dacă dorim să dezvoltăm ceva mai mult decât atât, trebuie să punem accentul pe această resursă, pe profesioniști calificați care să fie inovatori, să producă resurse proprii și să permită să dezvolte o afacere. De asemenea, este un alt proiect important cu ajutorul partenerilor de afaceri și partenerilor în general, să vorbesc, nu partenerilor de afaceri, este Centrul Clasa Viitorului, care de asemenea la inițiativa Guvernului a fost inaugurat în cadrul Universității de Stat Ion Creangă. Un alt centru important pentru industria grafică, pentru industria IT este și Artcore, care a fost, eu mai mult pun accentul pe industria creativă. Este un centru recent creat și care are deja susținere și adepți practici cu rezultate evidente. Ceea ce nu am vorbit o să fie un pic, o să vorbesc un pic despre evoluția industriei IT în Republica Moldova, nu foarte mult, dar totuși pe grafică o să vedem că este o creștere destul de considerabilă pentru această industrie în ultimii ani. Practic se înregistrează o creștere a veniturilor din 2015 până în 2018. Aceasta a fost cea mai mare creștere, de 5,3 miliarde lei. Volumul exporturilor în acest an iarăși a crescut substanțial și dacă vorbim despre volumul exporturilor din 2015, să facem o comparație, până în 2018 a atins de la 59 miliarde de dolari la 148 miliarde de dolari. Acest lucru ne spune despre faptul, ne se vorbește despre faptul că este o industrie în dinamică care crește, în care se investește și care are potențial enorm pentru dezvoltare. O să încerc să vorbesc despre factorii care de fapt aduc la dezvoltarea întregului sistem ICT din Republica Moldova. Nu mai vorbesc numai despre industrie, dar avantajele pe care le avem este infrastructura tech dezvoltată, avem accesibilitate la broadband, avem prezență de fibră optică, avem acoperire cu 4G practic 99% și toți acești indicatori sunt în creștere, ceea ce ne denotă că mergem pe în direcția corectă și pașii care urmează să-i facem, evident, sunt în această direcție. Industria IT și digitarea inovației, de fapt, avem câțiva factori pe care am pus accent noi ca minister pentru dezvoltare în perioada imediat următoare. Acesta este capitalul uman, evident, dezvoltarea competitivității, inovației și promovarea exportului și importului de programe și de alte produse. Cam acesta ar fi despre ecosistemul din Republica Moldova. A fost ceva succint. Am reușit cât am reușit cu colegului să-l prezint. Dacă mai sunt careva, cel puțin pe prezentare, sunt mai multe date și o puteți avea la dispoziție. Vă mulțumim! Mulțumesc! Vă mulțumim. Mulțumesc. Un cast, bravo! Un caz de frumos succes. Bravo! Mulțumim frumos! Așa, continuăm, onorată asistență. Vă mulțumesc că țineți cont de agenda noastră. Domnul Daniel Copot, vă rog frumos, poftiți. Poftiți, domnul Daniel. Așa.
Padre. Does it work? Some switch on the presentation. Sergio, посмотри, я весь здоров. Change. Is okay? I was not having so much time to learn your language, so thanks a lot for the invitation. I don't want to stand here because I want to be connected to something more free spirit type. Something told me that we can do the presentation in our native language, so here we go. Prenášam veľkú pozdravu z Slovenie a Moldovo. A ne? OK. Then I have to do it in English. That was a joke, sorry. I thought you knew Slovenian language. It's very easy, you know? Even small children can speak it in Slovenian, so. That conference is, I find it really important because you addressed all important topics which will be covered in my presentation, and really I'm looking forward to see how Moldova is developing, because in the project we are basically a counterpart partner of Moldova, working together on developing the situation around digital transformation. We have heard a lot of interesting topics already from the ministry and from the EU representative, and also you have been opening your digital innovation topics, so now the only thing which is missing is only your hub. So let me show you what I mean by that. But first, it's about where we are coming from. So my name is Daniel, I come from ITC cluster. It's a small cluster. We are situated in Slovenia, which is not Slovakia. It's a small country, 2 million people, so a little bit bigger than your capital. But this doesn't mean that we are not active, that we are isolated. Not by far, not. I mean, we are cooperating a lot, and we are bringing, basically, we are a cluster which is specialized in making sectors smarter, so to smartify them. With, of course, with IT technologies. How we do this? We operate as a cluster initially, and we cover many different sectors, which are very, how to say, connected, from agriculture, food production, food and health, food safety, environment and water protection, and social innovation. But what is most important is that we are acting as a technology transfer office, which means that our motivation is not to find or to generate new technologies, because we believe that there is a technology available for any problem. The problem is that this technology has to be found and has to be implemented. This brings a whole new spectrum of problems, because either the technology is not adequate, or there is no economic rationale behind implementing, So we try to focus on those problems. We have a huge problem in agriculture, or a huge challenge, and that was mentioned by your minister. We need to produce more food in the future, and there is a prediction that we should produce 70% more food until 2050, which is a challenge that we cannot predict. We have difficulties to imagine. And there are many ways of doing that, but one of the even most important ways how to tackle this challenge is by digitizing the production. So we need to produce more food with less resources. And what is even more difficult, we need to produce safe food. And even more difficult, we need to produce food with an approach which is environmentally acceptable, right? So there are huge challenges in front of us. And of course, with the digitalization or digital transformation, this
can be at least achievable, or this is the way how we should address this. Now, there are so many things to explain around Internet of Things. We are not speaking about Internet of Things anymore, we are even speaking about Internet of Everything. So you will have, in the future, you will have even your chairs equipped with sensors, so that the chair will tell you, hey, you have to stand up and walk around, and so on, you know. So the digitalization is all around us, so we need to embrace it. And the agriculture is not different. So although we say agriculture is, yeah, of course, it's a more of a traditional sector, not very open for changes and innovations, but this is changing rapidly. So there are common trends in the EU, like a common EU agricultural policy that is bringing digital transformation at the top of priorities, so we need to embrace it as well. You have a European AIPAGRI, which is all about partnership, European network for fostering digital transformation. And of course, we have been taking a lot of lessons learned from Kilkenny, from several conferences where basically a digital innovation, a digital transformation based on new principles was somehow structured. In order to be fast, you know that there is a whole new paradigm on the way how digital transformation should be achieved faster. And I will explain you how we challenge this problem. So what about Slovenia? Because after all, I need to speak about Slovenian case, right? Slovenia is very specific. We have smaller producers. It's a small country. We need to customize. So if you imagine, like, we have a farmer which is having our biggest farmer is 600 hectares of land which he's manipulating. This is, if you compare this to Romania, it's not. So the same digital transformation approach is not viable in Romania and Slovenia, obviously. So we need to think about other approaches. Also, if we put all Slovenian technologies on one pile, we are not bigger than maybe one big German institute like Fraunhofer or similar. I mean, this is how small we are. So we need to cooperate and we need to do certain other ways around in order to be interesting, in order to solve problems, in order to bring technologies. There's an important fact that digital transformation is not a very economically feasible thing. I mean, if you are a farmer or if you are an association, you just don't have money. You're not sitting on money that is ready to be invested in digital transformation. And there are so many technologies and you have so many problems. So you need to be smart, you need to compete for additional funding for this process to run faster. So we have to compete, but not compete on Slovenian level, we have to compete on European level. Right? So what we did is, of course, after some brainstorming and all these inputs that we have collected, we have set up the Digital Innovation Hub for Agriculture and Food Production, called DigiAgri Food. And this is, by definition, the organization which represents a one-stop shop for farmers, cooperatives, food producers, and also solution providers. So those digital solution providers through a multi-partner cooperation. Because in digitalization, in digital transformation, it is not enough that you cover only agricultural knowledge and skills. You have to have multidisciplinary approach. You have to have chemistry, you have to have biology, you have to have IT knowledge, and all other possible knowledge. And also other stakeholders, if you want, that the transformation will happen faster. This is because
The transformation doesn't depend maybe only from one actor. And that's a very important point. So if you think like that, even a cluster is not enough anymore. You need to build a network. And this network needs to understand how they do digital transformation together. Okay. I would like to show you how we align this with the European Union directives and the way how EU is delivering that. So this, for instance, are some of the slides. How EU Commission is basically defining digital innovation hubs. So it's pretty much similar definition as we have been adapting it. And this is important because there will be a huge amount of initiative activities, funds going in this direction. I will explain later. So, in a way, how we see this digital innovation hub initiative is, I'm using this slide because Grigoris is one of our friends from Serbia. He's a Greek working in Novi Sad, in Vojvodina, and we were sitting together in Kilkenny when this digital innovation hub was somehow identified, or we have been working on workshop on what this digital innovation hub should be, and this was his definition, and I really like it. So you have to change this paradigm of isolation, working alone, and do it like that. So the digital innovation hubs should be ecosystems where you can see them as a corollary. So you have to come and cooperate, but not think that there will be a competition and somebody will eat you alive or somebody will destroy you. This is already gone. I mean, you have to, the advantage of being, of cooperating is much higher than negative impact or this danger that something is happening. So this is how we are thinking as well, and that's why we have created even a non-formal digital innovation hub. And we don't want to formalize it because we don't want to work on the meetings, making decisions, do it as a political organization which is then destroying your phones. So currently we have done it as a non-formal. Now there is a big problem. There is a slide. A digital innovation hub sounds nice, right? Sounds sexy. Now what do we do with it? And there is a huge amount of activities to be done. And how do we say eat this elephant of dich? Well, one bite at a time. So let's be pragmatic. Let's jump on this train. And our approach was basically we have created by step by step, putting the services, putting the logo, putting the stakeholders in place, starting workshops, being very pragmatic about it. And one thing which is very important, there are three things which are very important. One is to build trust. So first of all, even because it is non-formal, anything will be formal as well, you have to build trust among partners. Because remember, it's a multi-actor approach. And multi-actor approach is very difficult. Cooperation, we know all what does this mean, but if you leave cooperation, you leave partnership, it's very difficult. And we are not coming from Western part of Europe where cooperation is somehow already in the DNA. We still have to learn it. So first we need to build trust. Then we need to be agile. I always say if we work really hard and fast, we will probably do 20% mistakes and 80% is okay. So let's do it. We will change those 20% of mistakes later. We just change it if you don't like it. And the third thing is of course speed. We have to act fast. So we have a non-formal structure, no membership. There is no possible way that our farmer would pay us 100 euros per year for what we are doing. That's not going to happen. Again, we are not in Western Europe, right?
Every participant is able to take the asset that we create, so we leave it totally open that everybody can take whatever they choose. But they should understand that they should contribute to this common asset, right? So it's like a coral reef. There's no need to have complicated rules. So we don't have any contracts, no, we don't have rules in a way written. We don't develop 40 pages of contracting and then you spend months solving the contractual issues between actors. We don't have that. So Dehugged Food is somehow becoming the synonym for digital transformation in agri-food sector in Slovenia, also endorsed by the ministry and all important actors. But not only that, we are also already becoming a regional, even European digital innovation hub, because we have many requests that this digital innovation hub is basically used also as an umbrella for other smaller digital innovation hubs. And this is what it's all about. The cooperation of digital innovation hubs is very important. The network of digital innovation hubs is what the European Union is searching for. And you might say it's a clusters approach. But on the level of digital innovation and digital transformation. So we call it a KISS approach. So let's keep it simple and smart, right? What do we cover? Because of the specifics of Slovenian agriculture, we are not covering only digital transformation, which is a focus of digital innovation hub per se. We are also covering short supply chains and gastronomy. Gastronomy is one of the top five priorities of Slovenian industry. Short supply chains are basically, you know, the smaller productions, those who are basically having some vegetable farms and so on. They are very keen of selling the products not in big chains, big markets, but on the local markets at the better conditions, preferably. So I have only 3 minutes. Question? No. He's my boss who is giving me information about my time, you know, and I have only 3 minutes left. So there is a Dehugged Food service portfolio. So we do awareness. I won't spend too much time on this. You can imagine what we do. We do awareness creation because there is a problem of farmers or cooperatives not knowing what does this digital transformation bring into that, and also all other actors are not aware of, you know, all these pluses and minuses. Then we have innovation scouting in technology transfer. Of course, we have to know where are the technologies available. Cooperation with other DIS. So this is even a service. So much importance in connecting digital innovation hubs in the European environment. Financing, funding, of course, you can imagine why. Develop strategies and business models, because the paradigm of open innovation, new technologies, digital transformation is changing the way how we deliver business modeling, how we deliver business, how we do business. So we need to change. Even small farmer has to change the business. And mentoring and training and living lab. Living lab is very important because once we implement technologies, we focus on demonstrating how these technologies work there. We don't have to have 100 implementations in order to teach everyone. We can have one implementation and demonstrate it so that others can learn. And farmers are not buying until they don't feed it. They are not buying. So, shortly, that's information from the EU delegation. 9.2 billion in total will be used in New Horizon Europe. There will be digital transformation will be endorsed with 1.3 billion euros, advanced digital skills, 0.7 billion euros. So this is directly or indirectly going to be used or spent or implemented through digital innovation hubs, directly or indirectly. What is the problem?
The problem in EU delegation is that there has been so much money spent, but a lot of this money was going in the wrong hands. I mean, not the wrong hands, but not the right hands. So if you do digital transformation, you need to support farmers, food producers, SMEs, right? They need the money. So the way how they see it is to endorse development of digital innovation hubs who has the knowledge and the tools and the methodologies to provide this money flow to the SMEs, because they understand how farmers, they understand farmer needs, challenges, problems, so they are able to adequately help them. And of course, and what, I mean, how this should be done. So EU was thinking about endorsing one leaf per region. Now this is becoming already, they are changing it, so they will probably endorse more digital innovation hubs per region, European region. But there will not be a support if the national or regional government doesn't support digital innovation hubs as well. So it involves also some involvement of national authorities. And they want to have a strong network of digital innovation hubs. Okay, so this is some how to prepare for this. So the overall picture or the message from my side at least is that you should start working on clusters, digital innovation hubs. You should organize, you should develop your services, start building your network, and your member states, your regional, national governments should really invest in digital innovation hubs and also design the process of endorsing this. Yeah. I call it act locally, connect globally. So I'm finishing probably with this one. So in order to set up a kind of all the assets we are bringing together all the assets which we can, not only from Slovenia but also on European level. So we are identifying organizations, projects, products and services, living labs, digital innovation hubs, networks and facilitators, and building this kind of a cooperation platform for us to be able to visualize what we are representing. The overall structure is based on facilitation. So as you know, the database is just a database. You don't have people working on it and understanding who is who and representing those organizations and all those entries. So we act as the digital innovation hubs is based on facilitation, which is not necessarily coming from ITC cluster, because it's a multi-actor approach. Facilitators are spread around those organizations. So we have people like from public advisory service, we have people from the institutes, from the university, and so on. And they are taught, they are trained and mentored how they do facilitation within digital innovation hub. And they are partners in digital innovation hub. And they don't change their own strategy, they just develop their services as they did, but with a knowledge supporting something which is common to everybody. And we understand what is the added value of cooperation. So you're also welcome to register or to, of course, contact me with any information or within you. 1 minute, what should we do now? I can explain some stories if you like or no, but I will give maybe there are some questions in the audience, please. Otherwise I can conclude. Noi mulțumim domnului Daniel pentru această prezentare interesantă. Noi avem o cooperare cu mai mulți colegi din Slovenia și suntem foarte bucuroși. Poftiți, vă rog, următorul. Și suntem foarte bucuroși de succesele pe care Slovenia, Daniel, le are astăzi în diverse domenii, farmacologie, agricultură, industrie.
is IT. Noi suntem într-o cooperare cu Universitatea din Ljubljana, cu profesorul Marin Berović, care este o personalitate din domeniile ingineriei alimentare, cunoscut în Europa și în lume, și ne bucurăm foarte mult, domnul Daniel, de realizările dumneavoastră și a țării dumneavoastră. Thank you very much. Onorată asistență, colegul nostru, domnul director Vadim Iațchevici, reprezintă Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, care își aduce un aport indiscutabil la transferul tehnologic în Republica Moldova. Sunt participant, sunt martor, sunt expert și știu foarte bine că această agenție are ce ne spune nouă astăzi. Domn director, vă rog. Mulțumesc mult, domnule Cămician. Vreau să mulțumesc și rețelei de transfer tehnologic din Moldova pentru organizarea acestui eveniment și invitația cu o prezentare. Astăzi voi vorbi despre oportunitățile pe care le oferă Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul finanțării transferului tehnologic. Deja am fost prezentat, mă numesc Vadim Iațchevici, sunt șeful Direcției Proiecte Inovaționale în cadrul agenției. Deci, agenția noastră este o autoritate centrală din subordinea guvernului, care are misiunea de a implementa politicile în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic. Activitatea noastră se bazează pe următoarele acte legislative și normative, precum este Codul cu privire la știință și inovare a Republicii Moldova, Legea cu privire la parcurile și incubatoarele, hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea agenției, hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului Național pentru Cercetare și Inovare pentru perioada 2020-2023, hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de finanțare a proiectelor de inovare și cercetare. Sunt documentele de bază, cu siguranță că avem mai multe, dar o să ne limităm aici. Deci, ca direcțiile de activitate, cele mai principale, agenția implementează politica statului în domeniul cercetare, inovare, dezvoltare și transfer tehnologic. Administrează fondurile naționale pentru colaborarea națională și bilaterală și internațională. Monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare. Organizează diverse evenimente cu participarea comunității științifice, mediul antreprenorial. Deci reprezintă Republica Moldova în diferite cooperări internaționale, interesele statului cu privire la proprietate intelectuală, rezultate din proiectele pe care le finanțăm și alte atribuții. Deci, vorbind despre proiectele anume de transfer tehnologic, care este unul din domeniile cu care noi ne ocupăm, și anume aceste proiecte se realizează independent sau în parteneriat între organizațiile de cercetare și inovare care le avem în țară, institutele de cercetare și universitățile, de obicei în parteneriat cu mediul de afaceri, cu întreprinderi care doresc să elaboreze și să implementeze pe piață rezultatul unei cercetări, fie produs sau serviciu sau tehnologie, sau să achiziționeze tehnologiile moderne de peste hotare, care sunt în premieră pentru Republica Moldova. Deci, până în prezent, agenția, adică au fost finanțate în jur de 200 de proiecte de inovare și transfer tehnologic. Au fost diferite proiecte și implementate independent de întreprinderi și proiecte implementate de instituții în parteneriat cu întreprinderi. Deci, aceasta este dinamica finanțării care
A început din 2005 până în 2018, deci până la crearea agenției în 2018, erau alte agenții care se ocupau cu aceste proiecte. Acum deja noi am preluat activitatea și ducem mai departe toată evidența. Vedem că în diferiți ani, diferite cifre au fost înregistrate, în dependență de numărul cererilor de finanțare, de bugetul disponibil. Anul trecut vedem că deci din 5.300.000 lei au fost cheltuite pentru aceste proiecte, dar cofinanțarea a fost de 6.200.000. O condiție pentru aceste proiecte este raportul 50-50. Deci 50% este aportul statului și 50%, cel puțin 50%, este aportul agentului economic la realizarea acestor proiecte. Finanțarea maximă care se acordă pe un proiect nu poate depăși 1.000.000 de lei pentru un an de implementare. Proiectele sunt finanțate în diverse domenii, ca agricultura, sănătatea, energetica și eficiența energetică, mediu, climă, provocări societale, materiale tehnologii și produse inovative. Toate aceste domenii se regăsesc în Planul Național de Cercetare și Inovare pentru anii 2020-2023 și reprezintă prioritățile statului în care noi acordăm finanțarea. Aici noi vedem dinamica creșterii volumului de comercializare a produselor inovaționale de către agenții economice. Aceste date noi le facem anual în bază de chestionare, deci în baza unei statistici a tuturor proiectelor finanțate. Vedem că anul trecut a fost înregistrat cifra de 63.000.000 de lei și ea este în creștere. Noi constatăm că un leu investit în proiect de transfer tehnologic din partea statului generează aproape 3 lei ca aport în urma implementării acestor proiecte. Acum despre infrastructura de inovare în Republica Moldova. Deci acestea sunt parcuri științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare. Conform legii ele sunt definite așa. Avem un parc științifico-tehnologic Academica și nouă incubatoare de inovare. Aceste structuri sunt create pentru suportul acordat agenților economici atunci când ei devin rezidenți acestor parcuri și obțin careva facilități. Foarte mult acești agenți economici mizează pe consultanță pe care îi primesc din partea administratorilor acestor structuri, cu atragerea universităților când merge vorba despre proiecte tehnologice. Și aici și noi, agenția, deci oferim schimb de contacte, ajutăm pe cercetătorii să găsească antreprenorul potrivit și la fel antreprenorul să găsească cercetătorul de care are nevoie. Vedem că aceste incubatoare sunt în Chișinău, la Bălți și la Comrat. Deci avem 3 regiuni acoperite. Aceste incubatoare sunt la moment gestionate în mare parte de universități. 6 incubatoare sunt pe lângă universități. Un incubator este pe lângă institut de cercetare și 3 incubatoare sunt gestionate de întreprinderi. Ce oferă aceste incubatoare? Ele oferă spațiu pentru rezidenții care vin acolo la un preț redus. Ele oferă servicii de consultanță, de marketing, contabilitate și alte servicii pe care le deține administratorul și le poate oferi rezidentului. Consultanță de afaceri, spațiu pentru întâlniri, negocieri, schimb de contacte, despre care vorbeam, consultanță pentru scrierea proiectelor de transfer tehnologic și aplicarea acestora și alte servicii pe care administratorul le poate pune la dispoziție. Da, asta e poziționarea geografică. Am zis, este un parc, nouă incubatoare, dar vorbind despre clustere, tematica zilei de astăzi, noi avem înregistrate 11 clustere științifico-tehnologice, dintre care un cluster este internațional, în colaborare cu instituții din Lituania.
un cluster specializat pe domeniul tehnologiilor informaționale și un cluster specializat în agricultură. Restul clusterul sunt cu specializare universală, deci practică mai multe domenii de activitate. La moment nu sunt deschise apeluri pentru finanțare, dar așteptăm curând să fie deschise pe pagina noastră web. Deci au fost plasate recent consultările publice pentru apelurile care vor fi deschise pentru proiectul transfer tehnologic și vă îndemnăm să accesați această pagină unde zilnic sunt practic plasate noutăți. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție. Vă mulțumim, domn director. Onorată asistență, eu vreau să continui. Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare și-a adus un aport considerabil la protecția mediului ambient prin implementarea unor tehnologii de utilizare a produselor secundare din agricultură. Cei ce se arunca cu 5-7 ani în urmă și producea infecții micotice de ciuperci, micomicete, astăzi se valorifică și asta datorită proiectelor realizate de transfer tehnologic realizate prin Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare. Noi am fi fericiți să urmărim și în continuare realizarea multiplelor proiecte care sunt atât de importante pentru economia națională a Republicii Moldova, pentru eficientizarea activităților în agricultură și în industria alimentară. Vă mulțumim, domn director. Onorată asistență, îmi permiteți să ofer cuvântul domnului Andrei Zbanca. Andrei Zbanca, vă rugăm să prezentați în limitele tipului pe care îl avem preconizat. Vă rog frumos. Mersi. Bună ziua tuturor, în primul rând. Mulțumim pentru invitație. În următoarele timp vreau să prezint un aspect destul de interesant și ținut de clusterizarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în special în agricultură, și tema va fi importanța coordonării fermierilor în Republica Moldova pentru asigurarea dezvoltării durabile și a afacerilor și accesarea pieților. Deci, probabil toți suntem la curent că dezvoltarea agriculturii sau viitorul dezvoltării agriculturii autohtone stă la bază asocierea și coordonarea fermierilor. Este un termen destul de la modă și în modă toți îl pronunțăm, dar din păcate, în măsurile care intervenim, în toată lumea justific sau facilitează dezvoltarea în bunul sens al cuvântului acestor două posibilități extraordinare de accesare pieților. Deci, dacă vorbim despre cooperativă, cooperativa este o afacere de ținut și mandulată de membrii ei, pentru prin intermediul Consiliului de Administrare, atrag capitalul pentru dezvoltare, că cooperativii sau întreprinderi împreună utilizează serviciile și optează în beneficiul membrilor proprietari cooperativă. Deci, dacă vorbim despre principiile de bază care stau la cooperare, atunci noi putem identifica principiul beneficiarii membrilor, adică este un principiu de binevol de asociere și de cooperare, este principiul de ținere în proprietatea de către membri și, în ultimul rând, principiul contribuirii de către membri. Deci, într-un cuvânt mai simplu spus, cooperativa este atunci când membrul este și clientul cooperativ și totodată este și fondatorul întreprinderii. Dacă vorbim despre tipuri de cooperare, noi avem cooperativă de consum, cooperativă de producere și în ultimul timp tot mai mult se dezvoltă cooperativă de întreprinzători, care poate fi cooperativă de prestări servicii, cooperativă de marketing și de achiziționare bună. Care sunt avantajele cooperării? Deci, pe lângă faptul că cooperativa oferă o garanție mult mai sustenabilă pentru cooperativă, noi putem identifica următoarele avantaje. Putere de negociere mai mare, adică avem o cantitate mai mare, mai urgentă, cu tehnologie adecvată. Servicii mai buni sau mai ieftini, adică vă închipuiți, se optimizează atât costurile de producere directe și către indirecte. Metoda eficientă de lucru în comun,
accesarea noilor segmente de piață, o transparență mai mare a pieței, producerea de o calitate mai bună și mai imaginea produsul final, valoarea adăugată prin dezvoltarea lanțului valoric și nu în momentul ăsta, calibrarea, ambalarea, sortarea, păstrarea și comercializarea pe lunile când avem nișă mai bună la preț, marketing eficient al produselor, potențialul de lobby și reprezentarea intereselor, este foarte interesant, din ce motiv? Că de unul singur fermier niciodată nu va fi auzit, în cazul cooperativilor, vocea este mult mai vizibilă. Potențial de acțiune la nivel de comunitate și, în ultimul rând, dezvoltarea calităților de lider. Dacă vorbim despre circunstanțe de cooperare între antreprenori în condițiile economice, piața asta este în principalul aspect, este că circunstanța asta este la baza unei activități de cooperare, între unii, este cea să aștepte ingredienții, membri. În ultimul rând, membrii au o viziune comună pentru accesarea pieților prin investiții și dezvoltare la lanțul valoric. Cooperativele sau grupuri de producători, care este forma de activitate în comun, au niște facilități fiscale. Și asta, în primul rând, dacă noi vorbim despre fermierul mic, el niciodată nu facilitează sau nu are un management financiar adecvat prin faptul să lucreze cu TVA-ul, să lucreze cu capitalizarea investițiilor, dar prin cooperative mult mai simplu este. Și totodată sunt mai atractive pentru atragerea finanțelor, adică știm că sunt donatori, finanțători internaționali care oferă subvenții, granturi pentru dezvoltarea cooperării. Subvențiile sunt în regim mai preferențial decât pentru antreprenorul ordinar. Și în ultimul rând este că mai sunt niște lacune la nivel de subvenții, poate nu simulează în aceeași măsură cooperarea, dar totodată sunt niște posibilități ca regulamentul sau cadrul logic de subvenționare să fie ajustat la nivelul Uniunii Europene sau, în cel mai rău caz, la nivelul României, unde cooperarea este mult mai susținută. Altul este mai ușor de a asigura administrarea afacerii, din ce motiv că chiar și același agronom nu este necesar să menții pentru o gospodărie țărnească mică, dar el poate presta servicii pentru mai multe gospodării și astfel optimizându-se costurile de întreținere a unui terminul în producerea diferitor produse. Unirea eforturilor pentru a produce o cantitate împreună, asta este viitorul nostru, din ce motiv că piețele globale sunt, sau piețele internaționale sunt globalizate și este mult mai ușor de a găsi cumpărătorul final sau clientul final dacă ai un volum mai mare de produse. Adică orice consumator sau orice client care vrea să cumpere produse, el vrea o lucrare cât mai stabilă și pe o perioadă îndelungată, ceea ce poate fi asigurat prin operare. Dacă vorbim despre constrângeri, din păcate sunt constrângeri care împiedic sau face mai dificilă cooperarea fermierilor, asta este lipsa încrederii între membri, care din păcate individualismul pronunțat al antreprenorilor în sectorul agrar este încă destul de mare. Lipsa cunoștințelor în administrarea cooperativelor, tot este din păcate, noi avem mulți antreprenori, dar din păcate cunoștință de administrare eficientă este necesar de creat. Lipsa capitalului inițial, din păcate, toată vremea orice cooperare este împiedicată să apare dificultate în capitalul inițial. Orientarea de termen scurt a viziunilor dezvoltare, ceea ce ne lipsește, nu știm ce vrem să facem în viitor, dacă ne întrebăm pe în următorii 2, 3 și 5 ani, atâta este un foarte dificil când faci o viziune a dezvoltare. Intervenția din partea donatorilor. Aici eu vreau să spun că conceptul este necesar de a moderniza prin faptul că majoritatea proiectelor care oferă asistență pentru dezvoltarea cooperativelor oferă la nivel de poate puțin creare și să-i dea grantul, dar o cooperativă ca și de susținată este necesar ca să fie asistată și după grant. Foarte mult trebuie acordat atenția la dezvoltarea instituțională, de ce este necesar ca eforturile sau sinergia dintre donatori să fie discutată și pusă din start la implementarea diferitor proiecte pentru asigurarea durabilității dezvoltării. Și, în ultimul rând, riscurile. Riscurile, am să-i numesc pe scurt, deoarece vreau să mă opresc mai departe la experiența țărilor din Europa.
Este ministrul, în primul rând, de luat mare decizie, pentru că este foarte complicat în comparativ, deoarece nivelul de cunoștință diferit și până ajungi la înțelegerea oamenilor este foarte dificil. Comunicarea internă necesită mult timp și energie. Administrarea este complexă și în același timp este necesar să fie transparentă. Și în comparativ, pe noi, unde fermieri, nouă experiență, în manager poate fi obținut niște, cum să spun, niște puteri mult mai mari decât obligațiunile și asta tot este un risc. Costurile adiționale pentru antreprenori, deoarece este o creează un structură nou la cooperativă, este necesar să ai contabilitate și administrare. Un management puternic independent este necesar pentru a preveni intervenția sau abuzurile, mai ales din partea membrilor. Necesită o încredere mai mare între fermieri, în special la început, când sunt făcute investițiile în cooperative. Și o cooperativă are nevoie ca membrii Consiliului de Administrare să fie niște persoane interesate și să se implice activ în dezvoltarea cooperativelor. Dacă vorbim despre administrarea cooperativelor, aici este schematic dată cum are loc administrarea cooperativă. Noi vedem că este producătorii membrii cooperativii, adunarea generală, Consiliul de Administrare, unii în cooperativă este managerul cooperativei care se supune Consiliul de Administrare, este comitetul de creditare sau de calitate, sau management calitate și, în ultimul rând, comisie de centru. Sunt angajați de cooperativă și de-au membri cooperativă, clienți cooperativă. Dacă vorbim despre cooperativă, ne permite de a avea o flexibilitate în atragere finanțării, în primul rând de la membri, și totodată din exterior. Dacă vorbim despre repartizarea venitului, este destul de flexibil, unde noi avem venitul, poate fi repartizat la fondul de investiții în cazul când avem, dorim să dezvoltăm cooperativă, alocarea membrilor ca dividende, bonus pentru manager și fondul de rezervă în cazul de risc. Aici avem alocarea la membru poate fi în baza cotelor preferențiale și, nu în ultimul rând, pentru conform participare, adică fiecare cooperativ trăiește și există în cazul când membrii activează prin cooperativă. Aici surse de venit, noi avem comisiunea plătită de membrii pentru servicii de aprovizionare cu mijloacele comandate, pentru comercializarea produselor și, în ultimul rând, de la venitul de obținut la export. Vreau să mă opresc puțin despre sursele de capital în cadrul cooperativei și asta noi avem că, din păcate, în mecanismul nu cunoaștem bine, foarte puțini specialiști sunt care promovează dezvoltarea cooperării, din motiv că este o formă nouă organizatorică. Parcă are de peste 20 de ani, comunicator din 2000, cât avem, aproape 20 de ani, dar vreau să spun că sunt foarte mulți laconici și ei țin evidență voluntară și dezvoltarea cooperativ de întreprinzători ca organizație. Deci noi avem cota inițială, care poate fi la crearea întreprinderii ca cota în capital social, cota suplimentară și cota bonus. Din păcate, noi majoritatea ne limităm la cota inițială, dar cota suplimentară și cota bonus încă nu lucrăm, dar este o posibilitate destul de bună. Cota preferențială, care sunt membrii în cooperativă care au bani și pot pune disponibilități, dar este necesar ca să le putem atrage. Adică să le pun depozit la bancă cu 4-5% și cooperativul poți să iei împrumut, să-i calculeze dobânda ca credit ordinar de la bancă și în așa fel să atragă mai ușor de finanțări din partea membrilor. Altă sursă de venit este venitul din activitate operațională, credit bancare, granturi și subvenții. Ce trebuie să evităm pentru o cooperare reușită să nu facem greșeli? Asta, în primul rând, lipsa unei emisiuni sau strategii clare de dezvoltare, planificare și organizare greșită, adică este foarte necesar ca să facem niște planuri cât de cât realiste. Absența și neutilizarea experților și experiențelor altor cooperative. Din păcate nu prea avem, dar și așa care le avem, nu luăm învățămintele care trebuie să ne ajute. Lipsa liderului pentru asigurarea activității cooperativei este alt aspect foarte slab, adică deseori să alege membru cooperativei din liderul cooperativ sau manager cooperativ din membri și asta este o greșeală. Mai gine unul din afară cu experiență care se poate adăuga valoare adăugată și să creeze niște avantaje comparative față de alți clienți. Lipsa de angajamente și respectarea lor din partea membrilor, adică deseori semnează contractele, dar reșește de fapt că
piață poți să oferi cineva cu 10 bani mai mulți, se termină tot cooperarea și duci la oamenii să duc pentru 10 bani, nu știu, pentru dezvoltarea strategică. Lipsa conducerii competente, lipsa analizei de risc și minimizarea acestor, lipsa unui finanțări clare, comunicarea greșită și lipsa de transparență, din păcate, persistă. Dacă ne uităm la practică din exterior, ce este în cooperare, am fost în cadrul programului Bond implicat într-o stagiere și ținut de dezvoltarea cooperării în Franța. Vreau să spun că sunt niște învățăminte sau niște clauze care sunt importante, care vreau să le discutăm alea mai de larg, ce este ținut de dezvoltarea cooperării. Și în primul rând, ca niște învățăminte, este important să fie creată o structură care să formeze, să faciliteze asocierea și cooperarea fermierilor, dar mult pe cuvinte, dar realitate. Adică noi avem o mulțime de donatori care finanțează cooperarea, cum este Banca Mondială, prin proiectul MAPI, cum este, de exemplu, Agroinform, un proiect cu FIFAT, care e cooperare, și multe altele care sunt, dar ele sunt proiecte destul de dispersate, nu au nici o sinergie între dânsă și nu au o licitate, adică ar fi necesar să fie o structură care să, până la implementarea proiectului, scot cu dânsă să vedem unde sunt lacunele și unde sunt posibilitățile de cooperare. Alt aspect este că cercetările practice și aplicative sunt solicitate doar de membrii cooperativei, finanțarea guvernului, astfel de a se cunoaște raționalitatea logică și interesul în final în implementarea rezultatelor. Deci, la noi, dacă cercetarea este făcută de cât savant și pe urmă găsăm cui să o vindem, cercetarea sau aplicațiile este practice, în Franța este solicitată prin asociațiile cooperatiste și apoi este obține finanțare de la stat. Adică, din start, este clientul, cine va utiliza cercetările este aplicative și, numai după asta, se obține finanțare de la stat. Asta este un lucru destul de bun pentru folosire utilă a banilor statului în ceea ce privește inovațiile și transferul tehnologic. Alt aspect este programele stat și finanțarea donatorilor trebuie să fie coerente și complexe pentru asigurarea și facilitarea dezvoltării instituționale și lanțurilor orice cooperative. Deci, dacă noi avem proiecte care oferă finanțarea sub formă de grant, atunci la aspectul dezvoltării instituționale cooperativei este mai puțin, dar credeți-mă că la început de cale o cooperativă unii este multe variabile necunoscute, ceea ce ne-am numit, noi ne-am discutat înainte, este necesar ca o asistență destul de complexă la dezvoltarea instituțională și post-investițională, adică nu numai ai dezvoltat, ai creat cooperativă ca instituție juridică, ai dat grantul și cu asta te-ai spălat mâine și ai raportat la donatori că misiunea s-a terminat. Misiunea se termină după aceea, după ce cooperativă lucrează și întrebări o asist până ne dezvoltă lanțul valoric. O altă întrebare este, Uniunea Cooperativelor trebuie să asigure interacțiune și sinergie dintre programele și finanțatori pentru un impact al cooperării mult mai pronunțat și focusat. Și în ultimul rând, cooperativele și membrii lor trebuie direct să comercializeze produsele și serviciile pentru a aumenta înaltul valoric și dezvoltarea afacerilor durabile prin conexiune cu piața și trecere la o afacere comercială. Adică noi avem majoritatea producătorilor și piață este intermediari, care intermediari niciodată nu investesc în piață, ei utilizează în momentele oportune, au găsit un preț bun și fac intermediari. Dar o cooperativă care va fi accesată pe piață și va avea conexiune cu piață, va fi mult mai informată și va ști și vrea piață și credeți-mă că în final va avea cooperativă și membrii cooperativă, o afacere comercială, ceea ce ne străim. Doamna Andrei, o minută. Da. Vreau să vă spun că și am văzut eu în Franța, este un exemplu destul de bun, pe unul la Sine Jungle. Fermierii au înțeles că ei nu pot lupta cu rețele de comercializare sau cu retail-ul și reșind din fapt că concurența este foarte mare, prin organizația CUMA, care este o organizație care stimulează sau facilitează dezvoltarea cooperativelor, fermierii s-au unit la nivel de raion, s-au unit și au creat rețele proprii de comercializare sub formă de cooperativă și fermieri vând produse la rețeaua proprie și când comercializează, tot adaugă comercială de la o parte pentru dezvoltarea rețelei proprii de comercializare și restul rămâne în parte ca dividend la leu participat. Adică este o posibilitate. Că vedem că orice produs care vine în retail se va comercializa numai cu condiția. Dacă este un euro la un să oferă în retail, retailul îți spune că o automată îți dă 50 de euro cenți pentru produs. Adică fără 50% retail adaugă comercial, nici nu creează.
Și cu fermierii înțeles de față ca să poată concura și să poată vândă, să creează propriile rețele ca să poată penetra produsele pe piață. Cu asta tot. Mulțumim, mulțumim. Onorată asistență, avansăm, vremea ne presează. Au solicitat oaspeții noștri mici alocațiuni de 3-5 minute. Domnul Anatol Dividenko, poftiți, vă rog, пожалуйста. Спасибо вам, спасибо, храм науки встречает хорошо. Значит, я представляю экологическую академию, которая учреждена была давно в Украине. Филиал уже есть давно в Молдове. А также о ней знают более 160 стран в мире. Значит, эта академия со своим интеллектуальным потенциалом, значит, создала определенный прецедент и всегда участвовала во всех экономических проектах, начиная с возникновения проблем по климату на Земле. Значит, где были учреждены там Киотский протокол, Базельская конвенция и так далее. Значит, в 2015 году в Париже был саммит по общим проблемам климата на Земле. Значит, недавно также 20 стран встретились тоже в Окинаве, также был саммит. Так вот, одно дело правовое поле, а другое дело способы и устройства, которые необходимы, чтобы эти вопросы разрешать. Поэтому наши мудрые академики, которые еще в 1981 году в своем открытом международном журнале «Наука о человечестве» писали, что самое гениальное изобретение, которое есть в мире, если не коммерциализуется, то оно не стоит выеденного яйца. В переводе на сегодняшний день есть трансфер технологий. Так вот, сегодня очень рад, что мы чувствуем с вами определенное преобразование, как говорится, в сфере от нашей исполнительной, уважаемой исполнительской власти. И новые кадры появились у нас везде, во всех институтах государственных, с огромными интеллектуальными потенциалами и желаниями. Они изучают фактически все, что творится в мире. И сегодня первый шаг, чтобы довести до вас, что наша академия, можно ее назвать хабом, или по-современному патент-пул, который накопил достаточное количество разработок мировой новизны. Значит, речь идет у нас не о кластерах, не о регионах, а всей планетарной системе с разнообразием климата. Значит, ее влияние достаточно изучено, и также созданы способы определенного управления, особенно для сельского хозяйства. Значит, в районах с большим риском сельского хозяйства, например, управление погодными условиями – это не просто область фантастики, а конкретика, где имеются риски, как у нас в Молдавии, там, град, или наоборот, засушливые периоды и прочее. Это решаемо технически, научно обоснованно, с правильным мониторингом и управлением. Значит, естественно, используя все самые современные цифровые технологии для координации, не просто такой, как говорится, прострации с какого-то начальника. Значит, очень рад, что кооперации сегодняшнего дня вызывает у практичных людей хорошая ассоциация кооперироваться, дабы не только производить, но и правильно реализовать. Значит, в данном случае наша академия предусматривает высокие цели и имеет признание. ООН признала программу «Париж-15» пригодной для всех стран-участников ООН. Значит, поэтому наша академия, изучив правовое поле, сегодня вам заявляет, что в правовом поле, где 189 стран Мадридского союза согласны участвовать в этом правовом поле, значит, продвигая свои инновации, значит, по всему миру, так как предполагает ВАИС, Всемирная организация интеллектуальной собственности, где патентно-лицензионное право является самым близким, самым эффективным, самым существенным, потому что даже в Молдове вы сейчас видели и в этом здании, что национальным приоритетом, национальным достоянием является интеллектуальная собственность. И все, кто вы
что-то говорили о менеджерах, о науке, о трансфере, о инновациях, о хабах и прочее, это все относится к интеллектуальной собственности, которая имеет абсолютно свои вектора защиты, развития с отсутствием косвенных налогов, которые даже есть в нашем Молдавском налоговом кодексе, статья 103, которая не облагается косвенными налогами. Поэтому сегодня можно заявить, что китайцы правы, что кризис – это хорошо, надо радоваться. Почему? А потому что после кризиса будет только хорошо, хуже уже не будет. Поэтому считаю, что все наши близкие, знакомые, сотрудники по науке, по инновациям, которые приехали из Словении, также нуждаются в нашей помощи, где в агросекторе предлагаем вам абсолютно новые способы, значит, безрисковых технологий, где предусматривается включение именно технологических устройств, предусматривающих рост урожая в несколько раз и снижение себестоимости продукции от 4 до 6 центов максимум расчетные, где мы конкурируем с правительствами в Европе, которые осуществляют хорошие дотации, хорошие субсидии, дешевые кредиты, о чем мы с вами только мечтаем. Значит, кроме этого, в нашем портфеле, я перечислю ряд только тем, потому что их очень много, значит, предусмотрены инвестиции, партнерские инвестиции, долгосрочные, с учетом факторов социальных, потому что есть у нас места, где есть очень хорошая земля, очень хорошие люди, и они нуждаются в кредитах, не рамбурсабельных желательно. И это работает в Европе и во всем мире. У нас недостаточно опыта, потому что это фактически еще не реализовано. Есть такие меценаты, есть такие инвесторы, которые на долгосрочной основе в спасении, как говорится, в улучшении экологической ситуации у нас и на Земле готовы инвестировать. Поэтому мы предлагаем нематериальные активы и активы реальные, финансирование. Для этого мы здесь собрались, и нас уже услышали, значит, чиновники высшей государственной власти, готовы обсуждать, как это сделать. И если учитывать объем этого портфеля, то Молдова превращается в определенный патентный офшор, который способен помочь всем желающим без границ, без национальной и другой ориентации, значит, изучить по своей теме те или иные инновации и получить на соответствующее добро, которое в системе производственного франчайзинга реализуется быстро, надежно и с высокой ответственностью. Что у нас говорили люди, которые, говорили люди, которые говорили о проблемах ассоциации. Поэтому лучшие ассоциации, это все знают, развитые страны, типа Америки, там более 70% бизнеса работает в режиме малого бизнеса. В режиме франчайзинга никаких проблем. А там пакет инструкций, вот А до Я. Пример вам, пожалуйста. То, что господин Варитян пытался что-то рассказывать, зачем? Он создал первый Макдональд, пришел, что он предлагает? Всего лишь услуги. Но там четко по инструкциям все это знают, да? Вот, поэтому системы, которые предусмотрены в научном мире, в мире, нами давно усвоены. Осталось время старта. Так вот, в этом старте мы говорим, что в экологии то, что ООН одобрил, предлагается зеленая энергетика, мы ее называем, значит, которую, если есть 10-20 вам известных технологий от бактерий. Одну минуту, пожалуйста. Да? Да, одну минуту. Да, поэтому с инновациями относятся вот так. Значит, говорю, что эти вещи, которые есть, у нас имеют мировой новизны и относятся и к зеленой энергетике. Значит, снижая себестоимость продукции в сельском хозяйстве, например, наши деятели, которые создают общество там, производители, значит, пожалуйста, одно устройство снижает себестоимость горючего смазочного материала в 2 раза. Если хорошо подумать, то в 3 раза и так далее. Поэтому прошу вас, всю вашу информацию в этот храм науки, значит, будем соединять свои интересы. Спасибо за внимание. Вам спасибо большое. Спасибо.
Очень интересное и хорошее предложение. Ну что, перед обедом послушаем нашего гостя Исаака Лидмана. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, пожалуйста. У микрофона. А вы попробуйте. Алло, алло. Зачем вообще? Вы становитесь вот здесь. Я приехал к вам с Германии доложить такое. Сегодня праздник, великий библейский праздник. Новый еврейский 5780 год. Я вас всех поздравляю. Чтобы вы не были, как Бог сказал, как песок, вы все евреи. Я обращаюсь к вам, потому что я вас всех знаю. Я сегодня молился за вас. И каждый, кто сидит в этом зале, получал то, что я говорил с вами. Наступает очень серьезное время, последнее. И все сидящие в этом зале есть участники этого последнего времени. Участники времени, когда Бог повелевает всем покаяться. После этого праздника идет праздник Йом-Кипур, который именно говорит об этом. И Бог призывает к этому. Я хочу сказать, я внук главного раввина Молдавии, Марк Юхт. Это был великий пророк, его все знали в мире. Я пастор, еврей, уверовавший в Иисуса и имеющий в сердце своем его и его законы. Дорогие друзья, время, в котором мы живем, вы видите сами. Поля, моря, выскакивание прошлой недели, уже киты выбрасывались на берег. Сотни тысяч людей поднялись к призыву климата. Если в этом году горели леса, уверяю вас, в следующий год не будет самолетов, не будет машин. Будет температура 50 с лишним градусов. И можете быть уверены, что самый главный для нас вопрос – это климат. И мы, академия наша, международная академия, о которой говорил Анатолий, выработала две программы. Одна программа «Париж-15», которую приняли как базовую программу для 240 стран мира. Я автор этой программы. 240 стран мира приняли эту программу как базовую. В этом зале сидят люди, которые должны увидеть это все. Они должны понять, насколько... Вот эти девочки, мальчики, которые выходят на площадь для того, чтобы объяснить этим папам и мамам, что происходит в мире, что сейчас происходит. Поэтому эта программа, она обеспечивает именно все те вопросы, о которых мы говорим. Я хотел бы прочитать именно эти вопросы,
только по сельскому хозяйству. Чтобы вы поняли грандиозность этой программы, чтобы вы поняли, насколько она вернет все население, где бы оно ни было, вот на эту землю. В течение 5 лет сократить поступление СО2 и других вредных примесей в атмосферу на 90%. На 90% сократить все поступления СО2 и других примесей в атмосферу. Вы понимаете, что это такое? Это десятки заводов. Это огромная мобилизация всех сил общества Молдовы. Мало того, что Молдовы и всего мирового сообщества. Выполнить программу «Канал» – это 100% орошаемых земель в Республике Молдова. Начали программу «Канал». Сорвалось. Развалился Советский Союз. И осталось только 30 километров это канала, который проходит по территории Украины. Но там стоит насосная станция, которая стоит 100 миллионов долларов, поставленная нашими людьми. 100 миллионов долларов. И мы договорились с мелиорацией Украины о том, что они участвуют в этой программе орошения земель. Орошение земель позволит нам получать урожай и сделать нашу республику богатой республикой. Третье. Вот в эксплуатацию 40 тысяч квадратных, 40 тысяч га инновационных гелиотеплиц нового поколения с применением генераторов зеленой энергии, реликтовой воды для орошения, применением резонансного источника питания, который в разы увеличивает урожайность. Это Никола Тесла. Во время войны наш человек с Молдавии, Сверчевский Аркадий Михайлович, разбирая трофеи, нашел первую тетрадь Тесла по резонансу. Он приехал в Кишинев и сделал сварочный аппарат и именно источник питания, о котором я говорю. Мы с этими двумя аппаратами были в Америке, и американцы сказали, что единственный и первый раз россияне привезли им именно ту технологию, которую они мечтали. При сварке на Чернобыльской АЭС все трубы, сваренные этим аппаратом, выдержали, и ни одна труба не лопнула, потому что в разы увеличились легированные элементы. А тот аппарат, о котором мы говорим, резонансный источник питания, он позволяет за один год вырастить 15 колец дерева. 15 колец. То есть в течение года... Две минуты, пожалуйста. Прошу, пожалуйста, 2 минуты. Давайте тогда я быстрее прочитаю. Установить на все виды сельскохозяйственной техники наши двигатели зеленой энергии. Внедрить комплексы переработки отходов в сельском хозяйстве. Прибыль при переработке ТБО составляет 500 евро с одной тонны. Новый эффективный способ очистки всех речек, озер с выделением по 150 метров с каждой стороны для лесонасаждения с развитием питомников и строительства завода, получения удобрения и заводов
по робототехнике для выполнения лесонасаждения. Вот эти леса, которые горели, можно быстро восстановить. Это легкие нашей планеты. Очистить от пластика и оживить моря и океаны. Произвести утилизацию могильников в Республике Молдова, выполнить программу развития рыбного хозяйства по совершенно новой инновационной технологии, строительство медицинских, спортивных и технических центров молодежи на селе. Еще никогда, никогда не было так остро поставлен вопрос о смысле жизни наших людей. Пусть это будет программа для вас светочем и участием для того, чтобы выполнить эти большие задачи, которые нас ставят. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо большое. Это действительно очень важные, намеченные проблема для выхода из сложных, тупиковых, в другой раз, ситуаций, не только в Республике Молдова, братской нам Украины, братской Румынии, соседней. И мы должны поблагодарить господина Исака за столь четкое формулирование этих очень важных проблем нашей жизни. Экология, и повышение производительности в сельском хозяйстве, другие проблемы окружающей среды, чрезвычайно важно. И мы маленькая страна, но проблем, мне кажется, не меньше, чем у большого государства. Спасибо большое. Я, к сожалению, вынужден торопить вас, господа, потому что регламент есть регламент.